cei 6 semifinaliști. Suntem la un pas de finală. Unul dintre semifinaliști în seara asta a cântat o singură dată. Toți ceilalți vor cânta și a doua oară pentru a doua rundă de semifinală. Vă spun de pe acum că voturile au fost multe, dar clasamentul, ordinea a fost stabilită cu foarte puține voturi în favoarea celor salvați. Nu ne-am așteptat să fie chiar așa în semifinale, ne așteptam la finală să avem o distanță atât de mică între ultimul clasat și cel de pe locul 5. Dar trebuie să obișnuim acești concurenți cu decizia publicului, pentru că el plătește bilete de concert, el îți cumpără albumele, el îți descarcă legal muzica de pe internet. 6 semifinaliști, vor rămâne în picioare doar 5. Avem rezultatele. Primul concurent salvat este grupul Double X. Ridică fata. Double X ajung în finală. Sau cel puțin în etapa a doua de semifinală, pentru că vom mai avea o rundă de eliminări. Ce parcurs senzațional pentru copiii ăștia! El a venit singur și temător în fața juraților, a fost trimis acasă și a găsit o parteneră, s-a întors a doua zi, s-a tuns între timp, și iată-l acum în a doua rundă de semifinală, la un pas de finală. Incredibil! Double X! Bravo. Vă mulțumim tare mult! Mergeți să pregătiți următoarea piesă. În cea de-a doua fază nu vor cânta în duet, vor cânta piesa aleasă pentru această gală. Următorul concurent sau următoarea trupă, salvați prin votul publicului la 1313, este Madalina Lefter. Madalina ajunge și ea în runda a doua semifinale, este la un pas, o singură piesă distanță de marea finală X Factor. Vă reamintesc, și în semifinală și în finală la X Factor contează numai voturile publicului. Jurații, respectiv mentorii, au dreptul doar să își dea cu părerea, să catalogheze și să influențeze probabil voturile celor de acasă. Voturile celor de acasă au salvat concurentul ce se numește Bogdan Bratis. Dan merge mai departe cu ambii copii din categoria sub 20 de ani. Este un mentor fericit în acest moment. Unde pleci, Dan? Plec cu copiii mei. Dan a scăpat, cel puțin pentru prima jumătate de finală, prima jumătate de semifinală, prima jumătate de seară. Cheloo mai are un grup, Delia are amândoi concurenți, pe scenă în momentul ăsta. Publicul de acasă a votat și a salvat pe Florin Ristei. Florin Ristei, zi și 1313. El o ține pe a lui de când a intrat în casa X-Factor, până că are un nume ce rimează cu numărul nostru de SMS. Doamnelor, domnilor, November și Alex Mațaev pe scenă, unul singur este salvat de votul publicului, celălalt părăsește competiția în acest moment, fără măcar să aibă dreptul la duel. Salvat de public prin vot direct la 1313 este... Alex Mațaev! Zine, mama, a fost salvat! Zine, mă! Te-ai speriat? Te-ai speriat, mă! Delia Oatac e salvată pentru prima jumătate de semifinală și stă liniștită încă preț de câteva melodii. Cei de la November s-au descurcat excelent, au și o gașcă numeroasă ce le-a fost alături și în acest moment greu. Regulile jocului, din păcate, așa sunt spuse, așa sunt făcute. Un ochi